Really, yo? Prieteni pescari și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă afla pe unul din barajele din județul meu la o partidă de răpitor. Sunt împreună cu un prieten. Abordăm în special cu măluși care să aibă vibrația mai mare, pentru că apa este foarte tulbure și îl căutăm pe apele cele mai adânci. Haideți să vedem ce voi reuși. Ia uite ce gheață face la inele. Ai avut tata lângă barcă? Băieția s-a pus drept pe gaură aia de 20 de metri. Faci pe grame cu copito. Asta care a făcut ravaci pe aici. S-a plimbat aia cu barca. Aia chiar l-a căutat. Peste tot au fost, frate. Ai văzut? Nimic. Dar numai mal, uite-te. Deci atacul le-au venit în mal, de asta mal. Dar îi văd pe ăștia că stă numai pe lângă mal și expres se duce numai lângă mal. Ha? Bă, mă lași? Da. Cum ați atât? Păi dacă spun. Păi n-ai mă fluorocarbon? Zică, am struna de la tine. Cum mă să stai struna mea? Bă, nebune, deci mi-a luat-o de sus. Ce ai, vezi? A tăiat... Deci, fie am simțit... A tăiat textil. Mi-a dat pe fir. Înțelegi? Băi, că aici e pește. Cât de mare a fost? Că a luat-o cu totul? Asta a fost tipărat. Da. Nu ți-am spus că am văzut pește aici în zonă. Deci am simțit că mi-a dat pe fire, înțelegi? Băi, probabil să fi ratat Năluca și a dat cu atacul pe fir. Da. Ce Năluca ai avut? Verde? Ăla, zi. Western-ul? Western. Ai văzut, bă? Bă, două dracu. Unde mă, în ce parte? E acolo, în zonă, ca să știi. Bă... Deci am simțit ceva. De singura explicație? Ascultă, am simțit ceva. Am lăsat, am ridicat, știi? Și după uite așa cu firul. Singura explicație, a ratat Năluca și a atacat firul. Da, a rămas firul cu firul în gură, da. Da. Și eu am tras până în gură aici firul. De s-a dus. N-are cum să ia toată asta, că noi ajungem unde?
Bine că era mică aia ta. 25 de centimetri? 20 cred că era. Și pragul mare, nu e numai acolo. E aici de jur împrejur, e pragul aici. Hai, fac unde mie, stai să vezi. Balaur. Să nu că sunt pacii și dacă e una, nu sunt mai, sunt mai multe. Că stă mai grupate iarna. E bine. Ai mai văzut că și atunci tot așa, ai luat tu și am luat și eu. Ce mi-a făcut? Oh. Acolo am adus așa. Ancura. Că te-ai ancura. Da. Nu e de ancora. Uite, nici știu eu. Nu e ancora. Acolo am agățat și eu. Nu să vezi dacă se ridică. Nu se ridică. E țapănă. Keytec cu ros. Că nu. Stai așa că îi trag ca lumea aici. Coboară din 6 metri în 10. Îi place pe pragul ăsta mare, să nu. Agățat, stai să vede. Eh? Asta a stat agățat. Ori am dat în praf, ce dracu. Bune, bune. A fost, mă. Stai că mă uit la gumă acum. Nu mai, trebuie să mă uit la gumă. Na. Bagă-i un gramaj mai mic. Na, mă. Mai am o șansă, că dacă i-a rup, păi mai plec acum, pătaia mică. Și tot acolo în pragul aruncă. Mi-a dat, mă. Tu credeai că îmi zi la mișto, nu? Trei atacuri am avut. Gume rupte. Ce grame e ok. Îl iau, mă. Zece grame. Vezi 10 grame, uite.
Iar a fost. Ce? A fost iar. Dacă nimeresc eu să-l înțep. Mi-a tăiat guma iar. Ăștia mă lasă fără gume. Hai să ne uităm la analog. Hai. Hai să vedem. Mai e ceva de capui? Eu zic că nu mai. Mai e, bă. Prieteni, cam atât pe ziua de azi. Cam așa arată o gherlă. Nu e prima și nici ultima. Toți le dăm și nu am de ce să mă feresc. Asta este potențialul care putem să-l avem pe apele sălbatice. Am avut succese pe acest baraj. Acum iarna e mai greu să dau de el. Dar a avut grijă să ne rupă nălucile, să le reteze și câteva rateuri am avut. Dar nu am adus pește. Dacă v-a plăcut clipul, nu uita să vă abonați. Fire întinse, să ne auzim cu bine. Salutări!